Salutare, salutare, dragi colegi foști de izolare, actualmente de alertare. Vai, ce dimineață nasoală am avut, ce trezire oribilă am avut. Dormeam așa de bine. Mă visam că sunt pe YouTube, că am făcut 100.000 de vizualizări la videouri, că mă urmăresc vreo 10.000. Mă rog, sunteți 1.000 și ceva cei care mă urmăriți și vă mulțumesc. Și când să mă trezesc, pac, coșmar, soacră mea. Soacră mea mă luase de o ureche, hai trezește-te că e târziu. Mă dezmeticesc, îmi pun și eu ceva pe mine, îmi iau ceva pe ăsta pijama, zic, care-i problema, soacră? Zice, hai că n-avem nimic în casă, du-te și cumpără pită pe 3 zile, du-te, stai la coadă dacă e cazul, du-te, cumpără mazăre pentru salată băf, du-te, cumpără vopsele de ouă, vopsele pentru ouă. Dar zic, mamă, soacră, am avut Paștele, am avut învierea. Nu, că la televizor au zis că azi-s Paștele. Mă rog, soacră mea nu prea le are cu religia, dar zic, mamă, soacră, astăzi e învierea numai pentru cei de la Constanța. Numai pentru ea din Arhiepiscopia Tomisului. Zice, nu-i nimic, dacă tot i-ai trezit, du-te după țigări și după cafea, că nu mai este cafea deloc. Eu m-am dus, am venit, am luat ce trebuie. No, cum e asta cu învierea? Ziceți și voi, cum e cu învierea? Arhiepiscopia Tomisului a mai făcut azi noapte încă o înviere, cu lumină de aia bună adusă cu avionul privat de la Ierusalim. Nu sunt pic snobi, nu sunt pic nesimțiți față de noi ceilalți. Păi, arhiepiscopul Tomisului, nu e un fel de Toma necredinciosul. Păi am avut o înviere odată, da? Pe 19 aprilie. Acum o mai repetat-o? Ne cred totuși, ne cred fraier, ne cred proști. Nu se poate așa ceva. Borul, Biserica Ortodoxă Română, Forul Superior, s-a delimitat clar de această reînviere. Dar aș fi vrut să-l văd pe Patriarhul Daniel ieșind și spunând că, bă, nu ai dreptate, Teodosie, dragă, n-ai dreptate, a fost o înviere. Lasă că la anul o să fie cu lume și așa mai departe. Nu ne mai dăm peste cap. Să nu mai fim aroganți, să nu mai fim... Dar parcă, nu știu, să-l fi văzut pe Daniel vorbind, biserica noastră de 2000 de ani, e prea stresat și el, prea încruntat, față de papa de la Roma. L-ați văzut? El recunoaște, suntem păcătoși și păcătoase, mila Domnului, și zâmbește, ne dă o speranță. Nu, la noi, la ortodoxi, trebuie să fim duri, să facem canoane, să... Iară mai trece un avion, iară să mai ducește la sparanghel. Pe cuvântul meu, nu merge așa. Păi dacă a fost învierea astăzi, mâine o să fie Rusaliile, mâine o să fie înălțarea, duminică Rusaliile și ce-am rezolvat. Că dacă mergem pe mâna lor, da, am înțeles. dacă mergem pe mâna lor, o să pună să fie în fiecare săptămână, în fiecare lună, Crăciunul. Păi mie nu mi-ar place să fie așa de des Crăciunul, că du-te după cadouri, fă rost de brad, auzi numai colinde, s auzi un an între colinde de ale americane bolborosite. Nu mi-ar place. N-ar mai înțelege nimic mama lui Fuego. N-ar mai înțelege nimic. Când să împodobească, când să despodobească bradul. Ei, dacă ar fi sărbătoarea aia de pe 9 martie, de 40 de sfinți, să o ținem, dacă s-ar zice să o ținem în fiecare zi, am ține-o, că trebuie să bem 40 de pahare. Atunci ar fi mai ok. Și biserica asta a devenit o politică. Iar politica ce a devenit, ieri a fost iară dezbătută o moțiune de cenzură. PSD-ul a băgat moțiunea de cenzură. Cum a băgat moțiunea, așa a și scos-o. Împotriva ministrului de interne, Marcel Vela. El a zis că a fost o plăcere să servească țara. PSD-știi au fost cu gura pe el. Au dezbătut 5-6 ore problema și după aia s-au pupat și au mers acasă. Asta e politica, domnule. Asta e politica de o nesimțire cruntă ce se întâmplă în țara noastră. O nesimțire cruntă. Și noi stăm ca fraierii și ne uităm la ei. Și dacă mai zicem ceva, ne blochează pe Facebook. Apropo, pe Facebook încă s blocat. Nu pot să postez nimic. Veniți aici pe YouTube. Asta e. Dar am citit într-un ziar că s-a descoperit vârsta reală a lui Viorel Catarama. Titlu mare. Am descoperit vârsta reală a lui Viorel Catarama. Parcă era reclamă la ceva produs de ficat. Știți reclama aia? Tu știi vârsta reală a ficatului tău? 65 de ani are Catarama, dar nu-i dai mai mult de 64.
De ce? Că nevastă sa, care e chirurg plastician, l-a întinerit, i-a ridicat scalpul, i-a scos ridurile și numai ochii nu i-au rezolvat. Ați văzut cum îi se mișcă ochii lui Cataramă? Când stânga, când dreapta, dar niciodată pe direcția în care vorbește. Bă, asta înseamnă să te folosești, sau cum să zic, să profiți de skillurile de pregătire a soției. Cine are nevastă bucătăreasă, aleluia, mâncă bine. Cine are nevastă coafeză, îi tot timpul tuns, frezat și aranjat. Și cine are nevastă chirurg plastician, ăla îi Fioret Cataramă. Arată foarte bine pentru 65 de ani, pe cuvânt, Antipa i-ar fi făcut o ofertă, ci că arată foarte bine așa, împăiat, îmbalsămat. Că nu face vântul cu pomul, ce face aia cu omul. Asta este. Și pe valul ăsta de epidemie, în care se mai duc oameni dintre noi cu sau fără pompă, a murit și profesorul Octavian Stănășilă. Pariu că n-ați auzit de el. Un cercetător eminent, un mare profesor de matematică. După manualul lui de analiză matematică, am învățat toți cei care ne-am născut după 90. Profesor foarte bun, cercetător eminent și un om care a încercat să pună ordine în lucruri. Vorba lui Ortega y Gasset. Ați auzit de autorul ăsta, da? Ați auzit de el? Că el așa zicea. Intelectualul încearcă să pună ordine în lucruri. Politicianul încearcă să le complice. Încearcă să complice lucrurile care deja sunt vizibile. Cam asta e diferența între un om simplu, dar intelectual sclipitor, și un politician care trăiește de azi pe mâine, din mila votului nostru. Mulțumesc că m-ați votat și în această dimineață, în această zi superbă de 27 mai. Să sperăm că au trecut codurile de precipitații, că nu mai sunt furtuni, că nu mai dă cu gheață și că ne putem bucura că suntem împreună. Nu uitați, canalul de YouTube e aici, mai anunțați și prietenii și, bă, da, multe avioane! Iohannis, iară le-ai dat drumul să meargă la prietena ta Merkel. Că am luat ieri niște sparanghel, 19 lei mănunchiul, mă, extraordinar. Zici că e ceva aurifer în el. Da? Ne-am învățat și noi cu sparanghelul. Deci, mult optimism și mulțumesc că ați venit și aici pe canal. Anunțați prietenii că pe Facebook îs indisponibil o vreme. Dar veniți aici pe canalul de YouTube, pe canalul meu, să mai dezbatem, să mai punem țara la cale. Pentru că dacă noi nu punem țara la cale, cine poate să o pună? O zi frumoasă și aveți grijă, da? Dacă azi e Paștele, să nu faceți prostii. Cum ar fi? Să fie mâine Crăciunul. Să cântăm. Atât mai vreau, doar un Crăciun cu tine. Cu tine sau cu mine, stăm aici să ne fie bine. V-am salutat și o zi frumoasă, Nicu Bendea la aparat. Pentru voi și pentru cei care mă mai caută.